hide it. Hei, salutare, dragi prieteni, nu sunt Ana și astăzi am revenit la un nou vlog, iar astăzi lângă mine o am pe Alessia, verișoara mea, și astăzi trebuie să plec, așa că vlogul ăsta trebuie să fac cât mai repede. Așa că haideți să începem. Mai întâi, înainte să începem, trebuie să vă spunem ce o să facem în acest vlog. Da. Deci, o să facem câteva concursuri. Deci, 4 concursuri. Așa, deci... Poți să taci un pic, mai câinele! În fine, primul joc. Avem aici 3 paharele. Eu le-am de culoarea verde, Alessia le are de culoarea albă. Așa, și în aceste paharele avem câteva întrebări capcană la care noi va trebui să răspundem la ele. Și după ce o să răspundem, o să trecăm X și 0. Eu o să fiu X, Alessia va fi 0. De ce se trag clopotele la biserică? Habar n-am. Dacă ești pe locul 3 și îl treci pe cel de pe locul 2, pe ce loc ești? Gata, știu! De funie! Asta e o întrebare capcană, e drept? Nu cred! Bine, am pus aici. Eu habar n-am, cred că... Deci, dacă îl întreci pe cel de pe locul 2, pe ce loc ești? Gândește logic. 2? Da! Pune repede în ce loc vrei tu, paharul. Într-un cos se află 3 mere verzi și 4 roșii. Câte mere sunt? Oh my god! Păi, 3 mere, pentru că celelalte sunt roșii, gen roșii, pătlăgele, pătlăgică. Pătlăgică. Da, am ghicit. E drept? Ok, da. Ce nu ai voie niciodată să mănânci la micul dejun? Eu știu răspunsul, pentru că am mai avut așa la școală, așa că știu. E cina! Bine, pune repede paharul! Dacă 2 ouă fierb în 10 minute, 56 de ore, în câte minute fierb? Păi, cred că în... tot în 10 minute, pentru că le pui pe toate de dată. Da, până aici. Cum iese în cal alb care tocmai a intrat în Marea Neagră? Hai că asta e ușoară. Ud! Bravo! Așa, pune repede paharul și am citit toate întrebările capcană, iar acum trebuie să le punem pe astea, care nu au întrebări capcană. Gata, i-am câștigat. Deci, prima rundă am câștigat-o eu. Așa, următoarea rundă vom avea nevoie de creioane, multe, multe creioane. Verde, verde, roz, roz, albastru, portocaliu, portocaliu, capeliu, capeliu. Adică, mă rog, o scuzeți, pardon. Așa, ok. Alba... Yeah.
L-am luat. Albastru, roz, verde, portocaliu și maro. Următoarea rundă, a treia rundă. Noi în această rundă, în a treia rundă, va trebui, nu, pune așa că să fim așa. Va trebui să suflăm, aoleu, e ud pe jos. Va trebui să suflăm în aceste capace. Nu am găsit mingi, așa că am luat capace. Va trebui să suflăm în ele până când va ajunge aici, în ultima. Până când o vom da jos cu totul. Așa că succes! Nouă, stai să le punem mai pline. Lați-mi să pline. Da, mai pun. Bă, deci, succes nouă! 3, 2, mama! Tăi mama să ne filmeze de sus, că mai ok. Ok, mă, pe mama să ne filmez de sus. Mam! 3, 2, 1 și... Ok, uite, așa, bravo. Dar nu sufla tare, că dai apa pe jos. Nu, da, asta e... Da, așa. A, de ce stau așa? Îl punem înapoi. Nu cred, a ajuns în al patrulea. Da, putem lua așa la o parte. Da. Am câștigat! 2-1. Deci, like pentru această provocare. Alicia a strâns speranța, măcar am încercat să știi că prietenia câștigă, mi-am rupt un fir de păr. Mi-am rupt un fir de păr și nu vreau să se ia de pe mine. Bine, gata. Următoarea provocare, noi trebuie să zdrobim aceste pahare. Ok, Alicia. Nu cred, au căzut în mâncarea la Zorel. Iac. Ok. Așa, deci. Să ne vedem în casă. Și trebuie să zdrobim. Cine mai repede dă paharele toate jos, acela câștigă. 3, 2, 1, chiar! Serios? Nu luăm mingea la noi. Alicia! Dă-ne, mai am două pahare. Bă, da, astea două... Am câștigat! Prietenia pentru că le-am drăbit pe toate, gen, a fost ceva foarte interesant, a fost ceva foarte distractiv și ultima provocare trebuie să le aranjăm pe toate de la locul lor. Cine mai repede acela câștigă! Hai să începem în 3, 2, 1, da! Gata! Start! Alicia, te-ai început înainte de start! Bravo! Și încă o dată. Start! Mai sunt atât de bravo. Bine și prieteni, prietenia a câștigat! Noi vă pupăm! Ne uitați de like-uri, multe, multe, multe like-uri, subscribe și noi să ne revedem data viitoare! Aveți link-ul în descriere de la canalul Alessiei, abonați-vă, este un începător foarte bun, a început foarte bine și noi ne revedem data viitoare, vă pupăm!